alt mit este de a nu te machia vara. Este incorrect. Salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul nostru, în comunitatea noastră! Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă ești pentru prima dată la canal, abonează-te! Activează și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe în ce privește frumusețea interioară și exterioară. Astăzi vă propun câteva mituri în ce privește îngrijirea tenului pe timp de vară. Și cea mai mare greșeală este de nu a folosi ingredientele active și în special exfoliantele. Vreau să menționez faptul că vara este timpul când trebuie să folosim exfoliantele, doar să știm cum să le folosim corect. Filmuleț este pentru persoanele care folosesc în rutina de îngrijire ingrediente active pentru vindecare, pentru tratament, ca acizii, retinolul, vitamina C. Este indicat și se recomandă să continuați folosirea acizilor în tratamente faciale, în rozacee, în acnee, în dermatite, psoriază, eczema, gluconolactonul, acidul ferulic, acidul succinic, mindalic, azelaic, poftim, acidul lactic. Nici o problemă ca să folosiți aceste ingrediente. Vara puteți folosi peelingurile multisezoniere, peelingul lactic, mindalic, enzimatic, azelaic. Se pot folosi și pentru tenul acneic și pentru tenul cuperozic. Au o acțiune blândă, înlătură ușor stratul epidermal și stimulează glandele seboreice. Iar pentru tenul cuperozic este o oportunitate pentru a întări vasele sanguine. Un alt mit este reprogramarea rutinei de îngrijire. Dacă tu ai folosit în rutina de îngrijire până acum peptide, aminoacizi, antioxidanți, prelungește și mai departe să-i folosești. Dar doar poți să treci la o cremă mai fluidă, mai legeră, dar ingredientele active rămân același. Același colagenă, aceeași elastină, același acid hialuronic, deci continuă să folosești ingredientele active și vara. Nu facem schimbări maxime în rutina de îngrijire. Facem schimbări minimale. Dacă folosiți vitamina C în tratamente, vă recomand să prelungiți folosirea ei. Eu folosesc vitamina C. Această vitamina C de 20% pe vară eu nu o folosi-o, dar mă voi folosi de un gel cu vitamina C, o cremă cu vitamina C în rutina de îngrijire serală. Puteți apela la concentrații mai mici. Puteți folosi vitamina C în combinație cu alte ingrediente active. În timpul verii, nu folosiți vitamina C curată, care irită pielea, dar se folosește vitamina C stabilă. Puteți folosi coaja de portocală, coaja de lămâie, coaja de banană. Avem o diversitate mare de exfoliante naturale cu vitamina C. Profitați și de mănușițele exfoliante. Le cunoașteți în special care au fost în Turcia, care locuiesc în Turcia. Această mănușiță este minunată nu numai pentru exfolierea corporală, dar și pentru față. Aplicați lăptișorul sau spuma sau gelul de machiant
în special pentru tenul gras, acneic, mix, și ușurel, ușurel, ușurel curățiți zonele afectate, zonele încărcate, cu puncte negre, zonele grase. Este o mănușiță minunată. Folosiți-vă și veți vedea cum vă curăță tenul foarte, foarte bine. Cu ce înlocuim retinolul? Eu înlocuiesc retinolul vara cu uleiul de măceș, care are un efect antipigmentar, antioxidant, anti-age și de stimulare a sintezei de colagenă și elastină. Mit este de a nu te machia vara. Eu sper că persoanele care nu vor să se machieze vara, nu au și dorința de a se machia. Și își expun părerea precum că machiajul și produsele cosmetice îmbibă porii, se oxidează și dăunează. Acum sunt foarte multe produse cu tehnologii noi, cu fonuri de ten și pudre, care hidratează tenul, protejează tenul și au un efect anti-age. Deci caută cauza de ce tu nu vrei să te demachiezi. Poate ți-e lene, poate ești obosită, dar nu produsele cosmetice sunt cauza. Deci poți să te machiezi și în timpul verii, nicio problemă. Este crema de protecție. Sunt persoane care nu își doresc să folosească crema de protecție prin faptul că nu ajută sau blochează porii. Deci cel mai important să folosiți creme de protecție după tipul de ten. Dacă vă deranjează crema de protecție, simțiți că tenul este încărcat, folosiți spray-urile, folosiți pudrele. Avem o diversitate mare de pudre și de creme care le puteți folosi de a reaplica în caz dacă aveți machiaj. Am selectat pentru voi ce produse să folosiți cu ingrediente active pe timpul verii. Ca sfaturile mele să vă fie utile. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să vă simțiți bine în pielea voastră toată vara și la orice vârstă. La revedere, cu drag de voi!